Și în acest an, în data de 17 mai, conform tradiției locale, a fost sărbătorită la Ghiula Ziua Europei. Evenimentul festiv a fost organizat de Consulatul General al României la Ghiula, împreună cu Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara, cu Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din localitate și cu sprijinul altor parteneri. Evenimentul s-a desfășurat în sala de festivități a Liceului Românesc și a reunit oficialități centrale și locale, profesori, oameni de cultură, precum și invitați din România. În deschidere au fost rostite alocuțiuni în care a fost subliniată importanța păcii pe bătrânul continent. Dați-mi voie să o definesc această zi ca fiind o zi a bucuriei, a fraternității, a coeziunii, a solidarității. Ziua Europei ne găsește și în acest an într-un context dificil, marcat de războiul de la granițele Uniunii Europene. Un atac fără precedent la valorile democratice, europene și universale. Comunitatea Europeană de Valori, principii și norme comune promovează pacea, democrația, solidaritatea și prosperitatea continentului european și a lumii întregi. Trebuie să știm că aici se situează monumentele emblematice ale acestui oraș, cum sunt cetatea medievală, băile recunoscute și pe plan european, ori castelul Olmaș. Dar totodată, ceea ce este foarte important și de suflet pentru noi, că aici, în orașul mare românesc, se situează cele mai importante instituții ale românilor din Ungaria. Eparhia Ortodoxă Română în Parcul Sfântul Nicolae. La eveniment a fost prezent și preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria. Ziua Europei, care ne aduce aminte în primul rând de declarația părinților fondatori și a lui Robert Schuman din 9 mai 1950 și de dorința acelora de a realiza pace și unitate între popoarele Europei și, bineînțeles, să fie un nivel de trai mai bun și să existe tot ceea ce este necesar și bun și bine plăcut oamenilor și Dumnezeu pentru cetățenii acestei Uniuni Europene, care între timp s-a dezvoltat din ce în ce mai mult, care iată a cuprins și țările noastre și Ungaria și România și care există până în ziua de astăzi. Și bineînțeles, dorința noastră este ca aceste idealuri de la începutul fondării Uniunii Europene și rădăcinile creștine ale Europei să rămână și să se manifeste până în ziua de astăzi. La finalul evenimentului a fost oferit un moment artistic susținut de elevii Liceului Nicolae Bălcescu și de ansamblul Academica Banat al Universității de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara.